Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a semnat astăzi 7 contracte pentru înființarea unor întreprinderi cu fonduri europene. Este vorba despre programul operațional Capital Uman, care constă în dezvoltarea comunităților mehedințene și crearea de noi locuri de muncă la nivel local. Prin programul operațional Capital Uman, 7 persoane, atât din Severin și din alte localități ale județului Mehedinți, cât și din alte județe, au reușit ca ideea lor de afaceri să devină realitate. Este vorba de 100.000 de euro alocați pentru 7 întreprinderi. Fiecare afacere va crea câte 5 locuri de muncă. Se întâmplă și lucruri bune în țara asta noastră și mă bucur că sunt la primăria Turnu Severin. Semnăm astăzi 7 contracte. Pe programul operațional Capital Uman vorbim de fonduri europene pentru înființarea 7 întreprinderi, 7 idei de afaceri și ne putem bucura că municipiul Drobeta Turnu Severin a reușit să atragă aceste fonduri. Vorbim de 100.000 de euro pentru fiecare dintre cele 7 întreprinderi, un proiect în valoare de 13 milioane, din care primăriei Drobeta Turnu Severin a revenit 3.873.000. E un lucru bun că avem aici oameni și tineri și mai în vârstă care au idei de afaceri. Fondurile europene sunt o oportunitate și pentru noi ca primărie. Ați văzut că am făcut și facem foarte multe lucruri bune în oraș pe fonduri europene, dar ne putem bucura că ajutăm și întreprinzători și oameni pe capital uman. Fondurile europene sunt un real ajutor pentru înființarea și sprijinirea unor noi afaceri. O chestie interesantă, dumnealui, de exemplu, achiziționează pe fonduri europene un poligraf, deci acela care se folosește pentru a vedea dacă oamenii mint sau nu, și îmi spunea că o să înceapă cu politicienii și eu sunt convins că îl va da peste cap acest poligraf. Din aceste 7 proiecte, 5 sunt pe județul Mehedinți, avem unul pe Gorj și unul pe Dolj. Deci asta arată că primăria și noi, cei care am lucrat, am fost foarte serioși, că în astfel de proiecte apar tot timpul suspiciuni de genul că îi dăm lui X, îi dăm lui Y, nu. Ca și celălalt proiect pe care l-am avut cu 80.000 de euro pentru tot o înființare de întreprinderi sociale pe idei, și aici am fost foarte corecți, drept dovadă că n-au luat din Turnu Severin toată lumea. Cred că avem una pe Șimian, da? Una pe Gorj, una pe Dol și 4 sunt pe Turnu Severin. Nu? Iar 3, mai pe Șimian. 3 și una pe Jvinița, da. O idee interesantă a avut-o și severineanul Radu Vereș, care este psiholog și a decis să-și deschidă cu ajutorul acestei finanțări un laborator de servicii psihologice, prin intermediul căruia să beneficieze persoanele care nu își permit acest lucru. Personal și bănuiesc că și pentru ceilalți colegi care semnează astăzi contractele în cadrul proiectului Smart Social Startup, este o oportunitate unică pentru a dezvolta și implementa afaceri sociale sau afacerile sociale la care ne-am gândit și către care nu găseam la un moment dat sursa de finanțare. Așa că este o oportunitate până la urmă nu doar pentru noi, cât și pentru comunitatea în care se vor înființa și vor funcționa aceste afaceri sociale, odată prin prisma locurilor de muncă create și apoi prin beneficiile sociale pe care fiecare dintre noi și le-a propus. Personal am ales să dezvolt un laborator de servicii psihologice, de testare poligraf și servicii conexe de psihoterapie și evaluare clinică, iar beneficiarii sociali vor fi persoanele fără posibilități financiare care în mod curent ar avea nevoie de astfel de servicii. Dintre acești beneficiari ai programului operațional Capital Uman, 5 persoane sunt din Drobeta Turnu Severin, ceea ce înseamnă 25 de noi locuri de muncă pentru severineni.